Membrii Asociației Grup de Acțiune Locală Bazinul Dornelor au organizat o conferință de presă la sediul asociației din satul Panaci, comuna Panaci, numărul 297, unde au fost anunțate rezultatele după primul apel de selecție. Potrivit președintelui Vasile Cozan, au fost 11 măsuri, din care 7 active, iar 10 au fost declarate eligibile. Am avut un total de 11 măsuri. Din acestea au fost active 7 măsuri, au fost depuse un număr de 11 proiecte. Au fost declarate 10 proiecte eligibile și unul neeligibil, de fapt a fost neconform, și avem aici reprezentanții beneficiarilor, fiecare își va prezenta proiectul și va spune datele esențiale pe care le-a prevăzut a fi prinse în investiția respectivă. Vicepreședintele Galbazinul Dornelor, Ioan Moraru, și-a pus în plan să modernizeze și să extindă sediul primăriei din comună, același lucru întâmplându-se și la Iacobeni. Conform strategiei aprobate pe Galbazinul Dornelor pentru următoarea perioadă de finanțare 2014-2020, în cadrul măsurii 2/6B dezvoltarea satelor din teritoriul Galbazinul Dornelor, primăria din Dornarin și-a propus să depună un proiect privind extinderea și modernizarea sediului primăriei, un proiect în valoare de 130.000 de euro, la care primăria va veni cu partea ei de cofinanțare, și sperăm ca prin această investiție să ne modernizăm și să îmbunătățim condițiile și serviciile pentru comunitatea din Dornarin. A depus proiectul pentru amenajarea sediului primăriei Comunei Iacobeni, județul Suceava, care are o valoare nerambursabilă de 129.801 euro și se încadrează în măsura 2/6B, denumită dezvoltarea satelor din teritoriul Galbazinul Dornelor. Primăria Comunei Dorna Candrenilor, prin primarul Dănuț Candrea, dorește să achiziționeze un autograder pentru întreținerea drumurilor, iar primăria Coșna se va dota cu un camion, în timp ce primăria Crucea își propune să achiziționeze un buldo excavator multifuncțional. Sunt primarul Dănuț Candrea din Comuna Dorna Candrenilor. Am un proiect pe GAL 2/6B în valoare de 130.000 de euro, proiectul care constă într-un autograder. 130.000 de euro. Mulțumesc. Primăria Comunei Crucea are depus un proiect pe măsura 2/6B pentru dotare cu un buldo excavator multifuncțional pentru intervenții în caz de urgență, cu o valoare nerambursabilă de 126.044 de euro. Primăria Comunei Coșna a depus un proiect pentru achiziție de utilaj, un camion multifuncțional, pentru buna desfășurare a serviciilor comunale în cadrul comunei, cu o valoare nerambursabilă de 129.953 de euro. Primăria orașului Broșteni are ca obiectiv amenajarea muzeului Ion Creangă în clădirea existentă, în timp ce primăria comunei Cârlibaba va înființa un centru comunitar multifuncțional în comună. Pe aceeași măsură M1-6B, primăria comunei Poiana Stampei va construi un centru medical în comună. Pe măsura M3-6B, ocrotirea moștenirii rurale, cultură, tradiții, meșteșuguri, primăria orașului Broșteni a depus un proiect de amenajare muzeului Ion Creangă în clădire existentă, școala de subcoastă, valoare nerambursabilă 129.898 euro. Proiectul își propune reabilitarea unei clădiri existente de peste 80 de ani, cu regim de înălțime parter, care pentru a funcționa ca muzeu are nevoie de spații care să corespundă necesităților unei activități publice și să fie sigură conform legislației în vigoare. Mă numesc Gabriel Danciu, sunt primarul Comunei Cârlibaba. Pe măsura 1-6B, îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii serviciilor de bază pentru economie și populația rurală, am depus un proiect, înființarea unui centru comunitar multifuncțional în Comuna Cârlibaba, în valoare de 247.000 de euro, din care 149.901 euro sunt puși la dispoziție de către GAL, Bazinul Dornelor. Primăria Comunei Poiana Stampei, prin măsura M1/6B, a depus un proiect pentru construirea centrului medical din Comuna Poiana Stampei, județul Suceava, valoare 150.000 de euro. La final au fost prezentate măsurile accesate de mediul privat din teritoriul Galbazinul Dornelor. Întreprinderea individuală Burdujan Cristian a depus un proiect pe măsura M6-3A privind lanțuri scurte și piețe locale în teritoriul bazinului Dornelor.
Acest proiect este intitulat Lanț scurt în teritoriul bazinului Dornelor, cu o valoare nerambursabilă de 99.980 de euro, din care totalul acordat pentru această măsură M6-3A a fost de 125.000 de euro, iar diferența a fost o sumă de 99.980 de euro pentru proiectul depus. Compania Blue Consulting SRL a depus un proiect pe măsura M9-1C, transfer de cunoștințe și acțiuni de informare, pe teritoriul Gal Bazină Dornelor, cu o valoare nerambursabilă de 44.117,60 de euro, cu un total acordat pe măsură de 61.892,13 euro. Asociația Salvatorilor Montani, filiala Vatra Dornei, țara, a depus un proiect pe măsura M11-6B, diversificarea și dezvoltarea durabilă prin ecoturism, turism montan în teritoriul bazinului Dornelor, proiectul având o valoare nerambursabilă de 199.508,39 euro, iar întreprinderea individuală Rusu V. Marcel a depus un proiect tot pe această măsură M11-6B, diversificarea activitate de ecoturism și turism montan la pensiunea Gabriela din comuna Coșna, județul Suceava, cu o valoare nerambursabilă de 22.000 de euro. Totalul acordat pentru această măsură a fost de 219.079,18 euro, iar totalul pentru proiectul depus 221.508,39 euro. Am avut un total de 1.419.887 de euro, valoare care sperăm să fie aprobată la finanțare, iar următoarea sesiune va fi deschisă, cred că în luna ianuarie, și va prevedea proiectele care nu au fost depuse și măsurile care nu au fost implementate încă.